Scriu la persoana întâia, a doua, a treia. Papa Ruda scrie pentru toată România. E atât de personal despre persoane, despre branci și fustare, despre foame. Dar transformate în chestii minunate, ceva ce te transformă în altcineva. Îmi pare rău să zic, brother, n-o lua personal. Mi-ar plăcea să ne conectăm cu toții în astral. Fiecare pasăre pe limba ei piere, pe limba ei trăiește, pe limba ei face avere. Scriu despre mine, mult probabil egotism, dar țapă-n mucegai că o să găsești optimism. Îl ascultai pe șes când era mic, e carismatic. Și-a înțeles românul din curentul transatlantic. Așa înțeleg, MC-ii ăștia treaba. Îi scriu viața în versuri, unii au remediu, alții au o travă. Am avut boala poeților, ca să moară rapperii și băieților. Sunt bine, când și versuri de-a lui Jean, chiar de fac pentru că-mi place și pentru fotul să apar. Sunt bine, când încă pot să o fac, când e pe post de observator de stele. În oricare sau în cădere emit, se știe, au fost MC ce arătau cum se scuipă fără furie pe beat. Muzică și poezie nu uita asta. Nu ignora niciuna, nici alta, că sunt interdependente, decizelează ca alta. Și un rol am dacă tot vorbim de artă. M-am întors să fac ce îmi plăcea odată. Acum că am niște ani, acum că sunt tată, văd hip-hop-ul românesc chiar aici în ogradă. Sunt mai relaxat, mă fac un pop nou. Au un mic, am văd 3, 4, 5 MC s-o punem ad hoc. Să vorbim despre robot și despre tot. Suntem ignoranți, vorbim și despre vot. Nu te minte nimeni, noi jur pe sfânta vine. O mare parte din voi se folosesc de rap tineri. Gărător, începător, gata să cadă. S-au afiliat în joc pentru bravadă. De ce mă îmbrac ca negri? Auzeam seara. Fiindcă nu-s rasist, gata să-ți îngea capteala. E din America, noi suntem în Rusia. Noroc că-i sânge versul și fute-n confuzia. E hip-hop românesc, dacă ai rezistat pe parcurs, înseamnă că ai renunțat la căcat. E hip-hop românesc, puțin tras de păr, dar ia te respect mai mult dacă rămâi rapper. Word.